Dragii mei, deschidem Biblia la 2 Samuel, capitolul 23, citesc începând cu versetul 8. 2 Samuel 23, începând cu versetul 8. Iată numele vitejilor care erau în slujba lui David, Ioseba șebeta chemonitul, unul din fruntașii căpeteniilor. El și-a învârtit sulița peste 800 de oameni pe care i-au omorât dintr-o dată. După el, Eleazar, fiul lui Dodo, fiul lui Aohi, el era unul dintre cei trei războinici care au ținut piept împreună cu David împotriva felistenilor strânși pentru luptă când bărbații lui Israel se dădeau înapoi pe înălțimi. El s-a sculat și a lovit pe felisteni până ce i-a obosit mâna și a rămas lipită de sabie. Domnul a dat o mare izbăvire în ziua aceea. Poporul s-a întors după Eleazar numai ca să ia prada. După el șama fiului Aghe din Harar, Filistenii se strânseseră la lehi, acolo era o bucată de pământ semănată cu linte și poporul fugea dinaintea filistenilor. Șama s-a așezat în mijlocul logorului, l-a apărat și a bătut pe filisteni și Domnul a dat o mare izbăvire. Trei dintre cele 30 de căpetenii s-au coborât pe vremea săceratului și au venit la David, în peștera Adulam, când o ceată de filistentă tăbărâse în Valea Refaim. David era atunci în cetățuie și o straja filistenilor era la Betlehem. David a avut o dorință și a zis, cine îmi va da să beau apă din fântâna de la poarta Betleemului? Atunci cei trei viteji au trecut prin tabăra filistenilor și au scos apă din fântâna de la poarta Betleemului. Au adus-o și au dat-o la David. Dar el n-a vrut să o bea și a vărsat-o înaintea Domnului. El a zis, departe de mine, Doamne, gândul să fac lucrul acesta, să beau sângele oamenilor acestora care s-au dus cu primejdia vieții lor și n-a vrut să o bea. Iată ce au făcut acești trei viteji Amin Frații și surorii, mulțumim Domnului pentru că Într-o perioadă când Europa este aproape închisă Vorbind din punct de vedere al bisericilor Noi mai avem harul să strângem un de lemn în vas Amin. Și vreau să vă spun că nu e departe de vremea când vom trăi doar cu ce am strâns Cea mai crea pildă, poate din Noul Testament, este pilda aceea Când cinci fecioare neînțelepte bat la o ușă închisă Pentru că atunci când puteau să strângă, n-au strâns. Și au spus în momentul acela critic către celelalte colegi de ale lor, au spus, dați-ne din unde lemnul vostru. Vreau să vă spun că fratele Virgil nu poate să-mi dea psalmii pe care i învățat el să-mi dea mie. Tu nu poți să-mi dai vorbirea în alte limbi a ta mie. Tu nu poți să-mi dai rugăciunea ta mie. Rugăciunea mamei mele nu este de ajuns, spunea cântare. Eu trebuie să mă rog. Este o perioadă când putem să strângem. Este o perioadă când putem aduna în vasul nostru. Pentru că, dragii mei, dacă ne uităm în jurul nostru, sunt șanse foarte mari să fim ultima generație. Și aceasta s-a auzit aici și poate nu știu dacă vă mișcat cântările corului, deși au fost extraordinare. Poate te-ai gândit la telefon, la Sarmale, la Pireu, la Ciorbă sau la orice altceva. Zice, las că merge și programul ăsta. Vreau să spun astăzi că s-ar putea să fim ultima generație. Și s-ar putea ca Dumnezeu să zică lui Isus Hristos, pregătește-te, mai în câteva secunde din istoria lumii. Mă rog, astăzi Dumnezeu să ne mai vorbească. Amin. Și în vasul inimii noastre să strângem un dilem. Și în vremea aceea când va fi întuneric total și besnă. Și oamenii nu o să mai știe ce să aleagă. Tu să ai o direcție. Tu să știi unde mergi. Dragii mei, vremurile pe care le trăim în noi sunt vremuri foarte grele, să știți. V-am citit aici un text despre niște oameni și poate credeți că vreau să pregătesc niște război nici în seara asta pentru cine știe ce război nuclear. Nu. Vreau să vă spun astăzi că am citit un text despre niște oameni vitej, oameni care s-au remarcat prin curajul lor extraordinar. Și vreau să vă spun că curajul nu se vede atunci când lipsește războiul sau când lipsesc luptele. Curajul nu se exprimă prin vorbe, prin promisiuni, prin promisiuni pe WhatsApp, prin SMS-uri siropoase. Curajul se vede în ziua luptei. Dar vreau să vă mai spun ceva. Noi nu ne pregătim. În timpul războiului pentru război. Niciun arcaș care are mintea întreagă nu caută săgeți când o nevălit armata în țară. El a făcut ani de zile antrenamente pentru războiul acela. Vine o zi a războiului nostru total. Și Biblia spune că atât de mare va fi războiul încât puterea poporului sfânt va fi frântă de tot. Din punct de vedere trupesc, din punct de vedere al martirajului, se va ajunge la ultimul martiraj se va ajunge la încheierea istoriei și se va ajunge la un sacrificiu total pentru Dumnezeu. Spuneam la noi la biserică, astăzi te deranjează o vorbă. Astăzi dai telefoane și mergi la comitet că nu știu care ți-a spus e ceva, că nu ți-a stat bine rochia sau nu ți-a stat bine poșeta sau nu știu ce ți-a spus e ceva și te deranjează și ei foc. Și când cântarea suntem gata ca să ne jertfim, cum ești gata pentru ziua aceea dacă nu te pregătești de astăzi? Dragii mei, repet, vremurile pe care le trăim sunt vremul turburi. Nu știu dacă vă dați seama de vremurile pe care le trăim. În 2014, pentru o grădiniță din Florida, o fetiță de 5 ani a închis ochii și și-a plecat capul în jos ca să spună o rugăciune înainte de masă. În câteva momente, un supraviețuitor a venit la ea și a spus că e greșit să te rogi la grădiniță și a spus că nu are voie să mai facă asta vreodată. 2013, în Tennessee, la o școală primară, profesoara le-a cerut copiilor să scrie un eseu despre eroii lor și de ce aceștia influențează. O fetiță pe numele Erin a decis să scrie despre Dumnezeu. Ea a scris, Dumnezeu este eroul meu, îl iubesc pe el și pe Iisus care a venit pe pământ. El va fi întotdeauna persoana numărul 1 la care voi privi ca exemplu. Când a primit eseul, profesoara i-a spus că este interzis fetei să folosească numele lui Dumnezeu ca și erou și că va trebui să scrie eseul din nou. Și nu doar atât, ci să ducă eseul cu Dumnezeu scris acasă, ca nu cumva să rămână la școală, întrucât nu are ce căuta numele lui Dumnezeu la școală și în școală. În februarie 2013, la graduarea de final de clasa 8-a, un elev a vrut să folosească o binecuvântare creștină la vorbirea în public pe care și-a pregătit-o. I s-a cerut înainte de evenimentul acela să dea eseul respectiv, cuvântarea aceea, spre analiză. Trei judecători din New York i-au interzis să folosească binecuvântarea lui Dumnezeu la finalul acelei vorbiri în public. În 1960, Madeleine Murray, președinta mișcării ateiștilor americani, a depus o plângere la tribunal împotriva școlii publice, unde fiul ei, William, era elev a acuzat școala că îl obligă pe William să participe la ora de citire a Bibliei și de rostit tatăl nostru. Judecătorul, ca să nu creeze un precedent, a respins cazul ei, pentru că și-a dat seama că scopul acestei mișcări este ca să se scoată religia din școli. Femeia nu s-a dat bătută și cu avocația a mers la Curtea Supremă a Statelor Unite și în 1963, cu o majoritate covârșitoare de 8 la 1, i s-a dat dreptate interzicând obligativitatea elevilor din școli la citirea Bibliei sau la recitarea unor texte din ea. După 170 de ani în care Biblia a fost citită în fiecare zi în școlile publice din America, această practică a devenit neconstituțională peste noapte. Astăzi vremurile care trăim. Nu mai intru mai departe în detalii. Dar vreau să vă spun, dragii mei, că nu o să mai meargă cu zona gria a vieții tale. Nu o să mai meargă să spui, auzi, eu sunt creștin așa, de pașul de Crăciun. Nu o să mai meargă cu vorba aia, tai, eu nu fumesc că mă doare stomacul, zice. Tai că e bucăit, bunicul meu e bucăit, eu nu, nu sunt Va trebui în anii care vin să înțelegi că se va da un război foarte puternic pentru sufletul tău și pentru mântuirea ta. Și va trebui de astăzi, din seara aceasta, să decizi dacă vrei să te pregătești și să ai curaj pentru vremurile acelea sau să spui, mă duc unde merg toți. Te avertizez din seara aceasta că dacă te vei pune împotriva lui Dumnezeu, cu siguranță vei pierde războiul și vei fi pentru totdeauna într-o veșnicie unde e diavolul și cu ungerii lui. Unde Biblia spune că e plânsul. Știți de ce noi plângem aici la rugăciune oameni buni? Ca să nu plângem dincolo. O vine cineva la noi într-o biserică și o zi, zice, zice îmi place la voi, corul e frumos, predica frumoasă, nu-mi place că strigați la rugăciune. Știți ce spune Biblia în Luca 16? Că bogatul a strigat. Bogatul din locuința mortului s-a uitat în sus a strigat. O să vedeți că, că Lazar nu a strigat. Cine strigă aici nu mai strigă dincolo. Spunea o cântare, când te afli îngrijorat, strigă către Domnul. Eu vreau de astăzi, vreau în această seară să vă vorbesc despre curajul de a fi diferit că mulți oameni, dragii mei, s-ar pocăi, mulți tineri din bisericile noastre, care stau într-o zonă gri, într-o zonă de mijloc, ar face un pas, dar n-au curaj. Au o frică puternică în, în, sufletul lor. Și așteaptă cumva, nu știu, să treacă cum vrea vremea, nu știu, să, fie, să se bage și ei așa cumva, nu știu, când intră toți în cer care sunt cu adevărat mântuiți și sfinți, poate să se cumva pe lângă mama, pe lângă bunicul care a fost păstor sau pe lângă tata care a fost în comitet. Nu se să meargă așa. Ascultă-mă ce spun asta. Dumnezeu nu are nepoți, nici cum nici cunoștințe. Dumnezeu are fi. Și asta poți să fii frate cu Fiul Lui, cu Isus Hristos. Doamne, ajută-ne la asta. Dragii mei, m a mișcat un verset din Apocalipsa, capitolul 21 cu 8, dacă pot să-l afișez. Și mi-a dat foarte mult de gândit. Dar că despre fricoși, necăbincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorul la idol și toți mincinoși și partea lor este, în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea? A doua. Cred că ați înțeles tot versetul acesta, în afară de un singur lucru. Fricoșii. Eu m-am luptat am de zile și n-am putut predica din acest verset pentru că n-am înțeles la ce fel de frică se referă Domnul aici. Pentru că, dragii mei, în lumea în care trăim sunt foarte multe feluri de frică, de fobii. Cei care studiază acest domeniu au identificat peste 300 de feluri de frică, de oameni la care le este frică de ceva. Și vă dau doar trei exemple. Sunt oameni la care le este frică de înălțime. Ei nu vor lucra nici pe 10.000 de euro pe lună undeva la înălțime să monteze poate un panou sau să spele geamurile la un hotel la etajul 15. Pentru că le este frică de înălțime și asta se numește acrofobia. Sunt oameni, dragii mei, la care le este frică de injecții, dar nu frica acela care are orice copil de injecție. Sunt oameni care efectiv fac atac de panică când e vorba de injecție. Asta se numește tripanofobie. Sunt oameni, de exemplu, care nu vor intra într-un lift de bloc niciodată. Le este frică de spațiile închise. Au impresia că se sufocă, au impresia că nu mai au aer. Și asta se numește claustrofobie. Și nu mai mă duc mai departe. Dar vreau să vă întreb, de la frica asta se referă Dumnezeu. Adică îl bași pe un om în iad că e frică să ia liftul? Îl bași pe un om în iad pentru că e frică de o injecție? Că e frică de o înălțime? Dragii mei, nu. Înseamnă că există o altă frică pe care încă poate n-am descoperit-o. Sau haideți să ne uităm, dragii mei, în Biblie. Poate Dumnezeu astăzi ne-o revelează fiecare dintre noi. Slăvi să fie numele Lui. Există, dragii mei, o frică a omului laș. Există o frică a omului care uh, spune, eu nu vreau să mă pocăiesc. Eu nu să pot să pun să țin pocăința. Vreau să spun astăzi ceva. Atunci când mă duc în magazin cu, 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 cu copiii mei și îi iau de mână, să știți că nu ei mă țin pe mine de mână. Că dacă mă țin pe mine, e de mână, numai la rafturile cu jucăria merge. Eu îi țin pe ei de mână. Au impresia foarte mulți oameni când se pocăiesc, foarte mulți tineri că nu pot să țină pocăința. Îți dau o veste bună astăzi. Nu tu ții pocăința. Pocăința te ține pe tine. Nu tu ții pe Dumnezeu. Dumnezeu te ține pe tine și în fiecare zi îți dă viață și bucurie și sănătate. Și spune Isaia, ce aș mai fi putut să fac vie mele? Și nu i-am făcut. Dragii mei, există o frică care este opusul curajului. Și vreau în prima parte a mesajului, în sfert de oră aproximativ, să vorbesc despre curajul negativ. Că am întâlnit copii la care nu le este frică de părinți. Și le comentează. Și o să zic, de Cristi, cred că la curajul ăsta te refer, nu? Am văzut o fată la care i-a trântit ușa la maică să când i-a spus cum să se îmbrace. Înseamnă că e curajoasă, să merge în cer, nu? Nu. Există, dragii mei, un curaj negativ și dicționarul limbii române, când vorbește despre acest curaj negativ, îl denumește tupeu. Și tupeu nu înseamnă altceva decât îndrăsneală, obraznică, cu tezanță, care întrece limita covenită. Vreau să vă dau Aproximativ 4 sau 5 exemple de oameni curajoși. În mod negativ din Biblie, de oameni tupești. În primul rând, vreau să vă dau exemplu pe Dalila. Nu știu, predicam la noi la biserică în urmă cu două săptămâni și m-am gândit la faptul acesta e interesant că Samson. a putut să bată un leu. Știți cât, cât, cât aproximativ cât cântărește un leu? 260 de kilograme. Și-o lua bătaia de la o leoaică care avea 60 de kilograme, de la Dalila. Acum, imaginați-vă, care fată de aici din sală s-ar pune cu un, un băiat care a putut omorâ un leu cu mâinile goale. Așa e că străbă curaj. Nu, străbă tupeu, nu curaj. Străbă tupeu. Și vă citesc din judecător, dragii mei, pentru că vreau tinerii să mă asculte tare bine. Că mulți tineri cu prorocii pe telefon, cu promisiuni frumoase din partea Domnului, au ales o Dalila și au fost coș pe linia moartă. Și în loc ca Dumnezeu să se folosească de ei în lucrarea lui, s-a folosit filisteanul de el să facă mămăligă, să facă cu acolo, să macine grâu sau ce-o fi fost acolo la filistien. Și Biblia spune în judecător capitolul 16, și vă rog să fiți foarte atenți, domnitorii filistenilor s-au suit la ea, 16 cu 5, și i-au zis, în duple căl și află de unde îi vine puterea cea mare și cum am putea să-l să-l biruim. Atenție! Să-l biruim. Ca să-l legăm și să-l slăbim. Și îți vom da fiecare câte 1100 de sticle de argint. Dalila a zis lui Samson, spune-mi, te rog, ce frumos vorbea, așa -i? Băieți, mă ascultați? Nu orice fată care vorbește frumos cu tine îți dorește binele. spune te rog, de unde îți vine puterea cea mare și cu ce ar trebui să fii legat ca să fii biruit. Dragii mei, eu dacă eram în locul lui Samson sau domnitare, dacă era în locul lui Samson, nu v-ar fi aprins un bec roșu în minte. spune -mi, te rog, de unde îți vine puterea ca să iei bătaie, ca să fii înfrânt, ca să fii biruit. Să fii un om care să se aducă vestea în toată lumea, să rămâi pe paginile Bibliei ca un om fără putere. Nu vezi să ar fi aprins un bec? Am făcut un calcul, 1200 de sticle de argint, transformați în grame și apoi în kilograme și mulți cu prețul argintului din ziua de astăzi. Domnitorii filistenilor, nu știu, cel puțin doi au fost. Hai să presupunem că au fost doar doi. 8.000 de euro au încasat Dalila pentru Samson de la fiecare domnitor. Vreau să vă întreb astăzi, băieți din sală prezenți, care ați merge într-o căsătorie cu o fată care va vinde pe 16.000 de euro? Și pe un milion de euro mi se pare ieftin dacă te vinde. Și pe un miliard. Dar pe 16... ce ieftin a fost pentru, pentru Dalila Samson? Astfel. Înțelegeți ce spun astăzi? Și băiatul acesta, dragii mei, în fața acestei fete, își deschide inima. Față de părinți, Samson nu și-a deschis inima în totalitate. O zis că nu știau în părinții de unde luase mierea, din hoit. Apropo, unde îți găsești mierea? În lucrurile moarte, în hoituri? O zis salmistul, ceva extraordinar. Cuvintele tale, Doamne, sunt mai dulci decât mierea în gura mea. Asta e mierea adevărată, Biblia, nu? Față de părinți și-au închis, și închis inima. Față de comitet și-au închis inima. Dar nu-i treaba voastră unde mă duc. Cred că l-au fi întrebat frații, mă, dar nu mai la biserică. Ai fost numai la stăruință. Și în rest, păi zice, am treaba la filisteni. Mă duc să văd ce mai fac filisteni. Da, dar la noi în corp nu este. Nu zice ce. mi e întrebat altceva. Și uitați un om, dragii mei, care a fost biruit de o fată cu mult curaj negativ, cu mult tupeu. Un alt exemplu pe care vreau să vi-l dau este Absalom. Absalom. Despre Absalom spune Biblia că din creștetul capătul, capului până în degetele de la picioare, când mergea la analize, doctorii nu-i găseau nimic ca problemă, nicio problemă, fără cusur. Îi spuneau doctorii, domnul Absalom, aveți tensiune de aviator. Și mergea Absalom așa cu pieptul în față, mândru, bucuros. Biblia spune că undeva la 2 kg de păr avea pe an. Păr mult, minte puțină. Să știți, să nu uitați asta. Parcă mi-și imaginez când își făcea poze Absalom și vorbesc în vremea de astăzi, când Instagram-ul e la putere, când fetele, sunt fete care nu pot dormi noaptea, că n-au atins 100 de like-uri, target pe seară. N-au atins, nu pot să dormi noaptea. Diazepam. Pentru că, zice, ai văzut, am dat uh, 300 de euro pe rochia asta și n-am -am 100 de like-uri, mă. Îți dai seama ce probleme e. Oameni care trângez după ei imagine și mi-l imaginez pe Absalom când își băga mâna în păr când trecea pe stradă. Bucuros analize, zic, eu n COVID. Avea cancerul oameni buni. Avea cancerul rebeliunii în inimă. Veneau oamenii la Absalom și Absalom le spunea, dacă aș fi eu în locul lui tată, dacă aș fi eu aici păstor, dacă aș conduce eu cântările, altcum ar fi. Dragii mei, într-o zi, știți la ce eu folosit părul? La spânzurătoare. Numai că nu era pe foaie, cum joacă tinerii spânzurătoare. Era live. În copac. În inima aceea plină de cancer, care nu s-a pocăit. Inima aceea cu tupeu, care au zis că tata e prea bătrân. El tot cu postul, cu rugăciune, ales deja vechi, zice. Dacă aș fi eu, ar cum ar fi. În inima aceea au pătruns trei sărgeți Și un băiat care promitea mult, dar care s-a răsculat cu mult tupeu în fața tatălui său, a fost învins de trei sărgeți. Un alt caz din Biblie, dragii mei, e al, al, unui părinte acum cu tupeu, cu curaj negativ mult. Că v-am exemplu de fată, de un băiat și acum de un părinte. Akan. O strâns Iosua pe toți acolo, toți oamenii și-o zis, indiferent cât de sărași ați fi, indiferent cât de pâine cu un soare mâncați dimineața, indiferent cât de mămăligă mâncați, să nu vă primi pe careva că luați ceva din lucrurile jerfite idolilor. Pentru că, dragii mei, cananiții, ascultați-mă bine, cananiții, toate lucrurile care le aveau în casă erau închinate ocultismului și vrăjitoriei. Copiii de la 2-3 anișori deja erau închinați vrăjitoriei. Dumnezeu nu a avut treabă cu mantaua aia de șiniar. Dumnezeu a spus așa, mantaua aia de șiniar e închinată diavolului și tu când o aduci în casa ta, aduci duhurile alea demonice la tine în casă. Și într-o zi, când s-a terminat o parte din luptă, Acan, în loc să aibă numai ranița și sabia, mai avea câteva kilograme în plus. Și-a acolo, o săpat o groapă, o scuns în cort și-a zis, nu știe nimeni. Să nu cumva să spuneți la cineva. Și într-o zi, dragii mei, o zis Dumnezeu, sunt lucruri date spre nimicire la voi. Și nu puteți să aveți biruință. Veți fi niște oameni învinși. Și-a fost dus acasă, dragii mei, în fața mulțimii. Știți istoria aceea. Eu dat Dumnezeu timp să se pocăiască. Până o trasă aște la sorți. Dar o zi are cum să mă nimerească chiar pe mine, nu? Dar nu sunt cel mai rău din satul ăsta. Sunt alții mai rău, mai răi ca și mine, nu? Exact pe el l -o V-ați gândit la momentul acela când copiii lui Acan, împreună cu taică și cu maică sa, au fost duși și omorâți cu pietre? V-ați gândit la ce o să fi spus da, copilul ăla mai mare către taică nu mai numai bine eram sărați și curăț. Tati, numai bine eram acolo așa cum au fost, cortul ăla vechi, cum au fost, fără căldură, dar aveam un stâlp de foc care ne conducea și ne-a condus până aici. Tati, numai bine era și a fost omorâți cu pietre ca să slujească de exemplu nou Mare curaj a avut nu se calce un, în picioare prezidenta. Acum vă dau un exemplu despre un slujitor, despre, pardon, despre un împărat. Un împărat, Ozia. Era conducător de armată, era șef al statului major, era ministru de interne, ministru de, toate funcțiile avea. Știți ce funcție îi lipsea? Preot. Preot. Și o zis Ozia, zice, mă, nu, nu mă simt bine, zice. Dacă ar fi, aș fi și preot, cred că aș atinge așa un, un, nu știu, un 4 milioane de followers. Dacă aș fi și preot, chiar m-ar aprecia toți. Acum, știți cum e. Băi, când mă duc la biserică, trebuie să ascult eu de pastor cum conduce el slujba. Deci eu conduc tot aici, în România asta, și trebuie să stau pe bancă. Eu vreau să stau la învolnă. La și cu un curaj deosebit negativ, cu un tupeu foarte mare, merge o zi într-o zi în față. Și ajunge la altar. Și începe să facă slujbă 80 de preoți în frunte cu azarea merg la ușă și toți în cor încep să strige Ozia nu e problemă de invidie la noi aici să nu crezi că noi avem ceva dacă stăm pe bancă astăzi o ascultă-ne bine există o lege pe care degetul lui Dumnezeu a scris o scris-o pe Sinai există o lege care a fost transmisă din generație în generație oamenii puși deoparte pentru slujire ei au voie aici Știți ce a făcut Ozia? s Eu crescut cu tensiunea. În momentul când s Dumnezeu răsplătește tupeul lui cu lepră. Imaginați-vă, dragii mei, să ai lepră în vremea aceea, era covid o azi e zero. Să ai lepră în ziua aceea însemna să fii dat jos de pe tron, dus la marginea cetății, la marginea societății și izolat acolo, pe viață. V-ați gândit peste an când veneau nepoții la Ozia, până la poartă? Și spunea tata și mama, până aici numai. Și întreba copilul, dar de ce nu mă poate lua bunic cu brațe? Și mama și tata plecau cap, au fost tupeist. E lepros. N-avea voie să se întâlnească cu familia, cu cei de acolo. Pentru ce? Pentru un tupeu, pentru un curaj negativ. V-am dat exemplu despre toate. Mai, mai rămâne un singur exemplu și nu i-am prins pe copii. Copii, m-a ascultați și voi? 42 de copii. Tu V-am dat exemplu despre Absalom care avea păr, dar n-avea minte. Acum vă dau exemplu despre un bătrân care n-avea păr, dar avea minte multă. Și mintea aia era și unsă de Domnul cu Duhul Sfânt, cu ungerea lui. Și într-o zi bătrânul ăsta cobora un deal. Și 42 de copii, nu știu care dintre ei au început, că Biblia nu spune. Dar unul dintre ei mai tupeiți ca ceilalți, că totdeauna se găsește unul din ăsta, a început să strige, Chelu, ce mai faci, Chelule? Cum ești? Pleșuvule, asta înseamnă, da? Chelule. 42 de copii au fost omorâți de doi urși din pădure. Nu mi-aș fi dorit să fiu preo sau păstor în vremea aceea. Să te chemi să pleci la, la o, mormântare unde sunt 42 de copii. La ce a fost COVID? Nu zice, tupeu. Dar vă mai spun ceva și sper să acum să mă audă bine părinții. Sper să mă audă bine părinții acum. Dacă părinții ar fi vorbit bine despre Elisei în casele acelea, eu nu cred că copiii ăștia făceau așa. Dacă părinții ar fi zis, dacă veți vedea un om al lui Dumnezeu așa îmbrăcat, așa, cu păr, așa, sau fără păr, sau așa și așa, dacă îl veți vedea smerit și în modestie, coborând un deal, să vă plecați capul în jos. să vă gândiți că intrați la raze acum. Dar poarte că... Uh, 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 Părinții ar fi făcut ce la voi la domnul Brevei, nu fac oamenii. Când au mor acasă, o să fi zis, ăla îmi predică mie, la am vor. -mi spune mie cum să-mi crezi copiii. Ăsta îmi dă în nouă lecție, Să-și vadă el de casa lui. Și atunci copiii alimentați de asta, când o văzut pe bătrânul ăsta și au zis, vine chelul. Dragii mei, nu vreau să mă duc pe un mesaj negativ astăzi. Am încheiat cu negativ. Dar vreau să vă spun astăzi un lucru foarte important. Că Dumnezeu întotdeauna condamnă curajul negativ și răsplătește curajul pozitiv. Dacă vă dat exemplu cu câțiva copii tupeiști, vreau să vă dau un exemplu, cel puțin, oră, cu niște copii curajoși. În Rusia, secretarul baptist al Uniunii, secretarul Uniunii Baptiste din Rusia, George Vius, în vremea aceea a KGB-ului, a comunismului, a fost condamnat la închisoare. Înainte să se vină ziua condamnării, a avut loc o zi a judecății finale când urma să îi se dea verdictul. Toată biserica știa, s-au pentru păstorul ei și toată biserica știa de momentele acele. Au vorbit unii cu alții și fiecare au venit cu flori în mână la tribunal. Ca să-și încurajeze păstorul, să nu cumva păstorul să se lapede. Să nu cumva păstorul să zică, măi, eu, eu am predicat, dar eu nu cred ce-am predicat. Fiecare membru a fost prezent acolo. S-a ridicat un judecător în picioare și a rostit sentința, nu mai știu câți ani, de Siberia. O sentință groaznică. Auziți ce face copilul lui, fata lui de șapte ani? Se urcă pe un scaun. Pentru că nu vedea nimic, era micuță. Se urcă pe un scaun și din toată puterea, din toți plămânii ei, cu toată vocea ei strigă următoarele cuvinte. Tati, cu Hristos ești liber în închisoare, iar libertatea fără El este închisoare. Ce fată, oameni bun! Ce fată poți să crești ca la șapte ani să te încurajezi așa? Copii curajoși! Îmi aduc aminte, spunea Richard Vruband, la fel cum au fost slujitori în ghilimele care au fost de partea comunismului în vremurile trecute, la fel au fost și preoți. Și la fel acum au fost slujitori ale lui Dumnezeu, au fost și preoți ale lui Dumnezeu care n-au vrut să se repede de Evanghelie. Și într-o zi spunea vorba că în celula lui a ajuns un preot din București care a fost prins împărțind tractate împotriva comunismului și a marxismului. Și l-au adus l-au bătut bine și i-au spus așa, îți dăm drumul numai să ne spui cu cine ai colaborat. Că noi toate tipografiile le-am închis, tot ce-au fost creștini am luat, toate broșurile le-am confiscat. De unde ai tu materialul ăsta? și o zis omul acesta, eu nu sunt un trădător. Dacă eram un trădător, nu eram aici. O zis, nicio problemă. O mers și eu la copilul de 12 ani, l-au arestat, l-au dus în celulă cu el și-au început să-l bată pe copil. Copil de 12 ani. Dragii mei, vă dați seama ce greu e pentru un părinte lucrul ăsta. Și omul acesta începea să simte problema aceasta a fricii. Dacă moare copil. Și oștia au spus, vezi că să le omorâm în bătaie dacă nu o recunoști. Și în momentul când se dădea cea mai mare luptă și vroia să rostească primul nume cu care au colaborat, copilul sub bătăile acelea au început să strige și să zică, tati, să nu fii un trădător. Să nu fii un trădător. Și el a răspuns, dacă nu, le spun, te omoară. Știți ce a spus copilul? Auziți copii curajoși? Auziți copii? Dar dacă mă omoară, nu e nicio problemă. Știți care, știi că o să fie ultimele mele cuvinte? Iisus Hristos și patria mea. Doamne, mai ridică copii din ăștia curajoși? Da. Mai ridică părinți din aceștia curajoși? Nu, nu, spune istoria că nu l-au omorât, au fost eliberați după câtva timp, dar au rămas cu sechele toate viața de la bătăile acele, de la prigoana aceea. Dragii mei, Vreau să vorbesc în această seară despre curajul și îndrăsneala pe care o caută Dumnezeu la fiecare dintre noi. 1. Curajul de a sta în spărtură când alții o iau la fugă. Curajul de a sta în spărtură când alții o iau la fugă. Șama spune Biblia că filistenii se strânseseră la lehi și acolo era o bucată de pământ semănată cu linte și poporul fugea dinaintea filistenilor. Și șam avea două variante acum. Mă duc după popor, acum unde fug 20 de mii, mai contează că unul e în plus sau în minus, nu? Și o zis șam, am două variante, fug și eu ca un laș sau rămân aici. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Cu cine a fost Dumnezeu? Cu aia care a fugit sau cu ăsta care a rămas? Dragii mei, spune Biblia aici așa, și Domnul a dat o mare izbăvire. Înseamnă că Dumnezeu a rămas cu ăsta, cu șama pentru că vreau să vă spun azi un lucru foarte important. Dumnezeu nu se uită la cantitate, ci se uită la calitate. Dumnezeu nu se uită, o câți vin marți la rugăciune? Câți sunt joi la biserică? Că dacă nu vin 100, eu nu mă... Dar nu pierd pierde o timp să spun, o zi Dumnezeu, ca să mă ducă la 100. Nu, Dumnezeu nu face asta. Noi cântăm o cântare frumoasă, doi sau trei, în Sfântul Nume, când se vor răni, în mijlocul lor, tu însuți, spus ai că vei fi. Dragii mei, de prea multe ori suntem și noi lași, știți de ce? Că ne uităm la mulțime. Auzi, dacă vine predicatorul la vin și eu la biserică. Dacă vine cântă, dacă cheamă pe cântăreții ăia, trupa, că acum nu mai e grup, grupul e deja trupă, trupă, da? Dacă îi cheamă pe trupa aia, vin și eu, zice. Dar altfel eu nu vin. Eu nu vin. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi că s-ar putea să avem impresia că Dumnezeu e cu noi când fugim. Nu. Dumnezeu e cu aia care sunt acolo pe genunchi, la post, la rugăciune. Care sunt acolo unde, unde e luptă. Era Pavel în Roma, 2 Timotei 4 cu 16 Ultima lui scrisoare Spune istoricii că undeva între 2 și 4 ani Se presupune că ar fi stat în, în Roma acolo Și știa că sunt ultimele lui zile Ultimele lui luni de viață Era conștient Pavel Îmi dau seama din 2 Timotei ultimul capitol Nu în ce spune el Dar auziți ce spune el la un moment dat în 4 cu 16 La întâiul meu răspuns de apărare Nimeni n-a fost cu mine cum Pavel, cel mai mare evanghelist după Iisus Hristos, chemat peste tot, toți la final și vreau o poză cu Pavel? Da, dar uitați-vă aici. Că atunci când ești singur, atunci când ești prigonit, atunci când ești lovit, sunt foarte puțini care mai stau lângă tine. Și spune Pavel, nimeni n-a fost cu mine și toți m-au părăsit. Să nu li se țină în socoteală ce caracter trebuie să ai să poți să spui cuvintele astea. Dar continuă versetul și asta îmi dă mie putere să mă duc mai departe când ești lovit. Și asta ar trebui să-ți dea ție putere să mergi mai departe când ești ispitit. Spune Pavel aici, însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit. Dragii mei, avem un Dumnezeu, ascultați-mă, care rămâne cu noi. Și spunea cineva, eu cu Dumnezeu formez majoritatea. Poate te-a frica astăzi. Poate a început inima ta să fie bântuită de teamă. Ce o să fie mâine? Ce o să fie cu bisericile? Ce o să fie cu covid Cu lucrurile astea. Mi-aduc aminte în, 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 în urmă cu aproximativ un an de zile în Oradea a venit un pastor din America. L-am ascultat în timp ce mergeam spre o evangelizare și am auzit ceea ce vă spun din gura lui. Și el spunea că în 1997 era pastor la o biserică din Statele Unite. O biserică care se îndrepta foarte mult spre libertinaj, spre o, 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 o deschidere față de lume. Și omul acesta a venit într-o zi în fața bisericii și a spus: Oamenii, trebuie să spunem stop. Dacă vrem să schimbăm pe cei din afară, noi trebuie să fim diferiți de ei. Și noi trebuie să păstrăm niște principii aici, în casa Domnului. Și la oameni nu le-a convenit. Cea mai mare parte din biserică s-au sfătuit să-l dea jos. Unii au spus să plece din biserică și o femeie i-a trimis o scrisoare într-o zi și a spus: Dacă nu pleci, dau foc la casă. Curaj, nu? Nu, tu pe Nu, curaj. Tu pe Îți dau focul la casă. O vin pe și o zis către soția lui, drag, am, o două vești, una bună și una rea. Cu care să încep? Și o zis soția cu aia bună. O să avem o casă nouă, zice păstorul. O să avem o casă nouă. O zice, și care e casa rea? Mai întâi să se ardă asta, zice. Uite scrisoarea care e. Asta spune scrisoarea, că o să-mi dea foc la casă. Dragii mei, păstorul spune, el, o spus el, l-am auzit eu cu cuvinte. Frica a început să-mi cuprinde inima, spunea el. Că am văzut că din 90 de voturi, a mai rămas cu puțin. Și a început să-mi fie teamă și s-a rugat și a zis, Doamne, vreau să plec de aici, pentru că ăsta e primul impuls. Plec, îi las baltă. Mă duc. Îmi dau demisia. În luna mai, la câteva săptămâni distanță după acel eveniment, vine acasă, într-o seară, și în fața casei vede o mașină pe care nu o cunoștea. Biserica fiind o biserică micuță, cunoștea mașinile care erau în biserică. Vă dați seama, din nou un impuls. Ce caută o mașină străină în fața casei? Din mașină, dragii mei, coboară trei membri din biserică, trei bărbați. Și ei spun așa, pastore, am încreat pe această mașină azi dimineață, era seara, era târziu deja, am știut că ești descurajat. Dar de multe ori în predicile tale tu ne spuneai de bunicii tăi, de copilăria ta care ai avut-o la bunici, undeva la 560 de km de aici. Ne-am sculat de dimineață tare, pentru că tu ne spuneai în predică că ai acolo o fântână din care beai apă și tare frumoasă fântână era și tare bună apă era. Și noi trei am decis și am mers cu noaptea în cap și acum ne-am întors. Și am venit aici cumva să aducem apă din fântâna bezlemului tău, din fântâna bunicilor tăi. E un gest simplu, frate păstor, dar vreau să spunem ceva prin acest gest, noi vrem să spunem că suntem de partea ta, nu pentru că ești un mare predicator sau un mare evanghelist, ci pentru că noi am văzut că Dumnezeu e cu tine. Și noi vrem să fim acolo unde Dumnezeu e, indiferent cât să se împotriva ta. Spunea păstorul, nu mi-a venit să cred, am început să plâng, m-au îmbrățișat cei trei, ne-am îmbrățișat acolo și ei mi-au spus așa, dacă cineva vrea să se atingă de tine, trebuie să treacă peste postul nostru, peste rugăciunile noastre și peste viața noastră. Și spuneau oamenii aceștia trei, uita, frate păstor, aici ai numărul nostru de telefon, oriunde ești în lumea asta, la orice oră ai nevoie de ceva, să suni. Noi suntem gata să ne dăm viața pentru tine. Dar avem o singură cerință, au spus oamenii aceștia și păstorul când s-au speriat un pic. Oare ce cerință au asta? Vor în comitet, cine știe? Poate vor ceva, nu știu. Cine-ți dă azi gratis ceva? Cine-ți dă? Și ăștia trei au spus așa, avem un singur lucru, un singură cerință avem. Noi ne-am mutat în 2 Samuel 23, când vitejul lui David au făcut gestul acesta pentru David. Și nu am găsit numele lor scris. Că spune aici a Biblia că trei dintre vitej, nu scrie cine, trei. Frate pastor, avem o singură cerință. Până în ziua când noi murim de aici, te legăm și îți cerem să nu spui numele nostru. Și spunea pastorul ăsta, am început să plâng mai tare. Pentru că mi-am dat seama că am în fața mea oamenii lui Dumnezeu. Știți din ce cauză? că întotdeauna omul Dumnezeu nu caută numele lui, caută numele Dumnezeu. Întotdeauna omul Dumnezeu caută Evanghelia să prospere, nu el să aibă like mai multe. Și am au promis păstorul și au zis, promit că nu o să spun nimănui cuvintele voastre. Și spunea fratele păstor, omul acesta, în seara aceea Dumnezeu mi-a salvat lucrarea. În seara aceea Dumnezeu a salvat biserica noastră și în seara aceea Dumnezeu mi-a dat curaj. Pentru că lângă mine Trei oameni care puteau să fugă cu mulțimea au stat. Au trecut anii și spunea fratele pastor, oriunde mergeam să predic, oriunde mergeam să slujesc. Știam că dacă am har la predică, dacă, dacă sunt oameni care schimbă viața, nu i că eu sunt ceva, ci că sunt trei viteji care stau pe genunchi. Și într-o zi spunea pastor, am primit un telefon de la unul din ei și a zis, frate pastor, unul din colegii noștri a plecat acasă. O zis păstor, am luat cel mai prim avion care l-am putut să-l prind, cel mai urgent bilet și am mers la mormântarea aceea. Și nu au fost mulți oameni prezenți, că nu au fost păstorul ăsta care a murit, nu au fost președinte de comunitate, nu au fost om cunoscut. O mână de oameni. Și m-am uitat la ei și le-am spus, în seara asta, în după masa asta, la mormântare, sunt dezlegat de jurământul care l-am făcut. Și vreau să vă spun că astăzi, în mijlocul vostru aici, a plecat la veșnicie, a plecat în veșnicie, a plecat la cer. Un viteas. Dragii mei, Dumnezeu mai caută vitej. Îmi spunea o soră, la falcău, o altă seară, caută în vremea asta să ai lângă tine oameni, ai rugăciuni. Pentru că la fiecare predică la care mergi, te lupți cu puterile demonice, tu nu ai nevoie de oameni cu bani pe lângă tine, tu ai nevoie de oameni cu relații, tu ai nevoie de mijlocitori. Știți ce greu găsește dânăștia? Știți ce greu găsește astfel de oameni care să iau o zi de post pentru tine? Dacă astăzi vrei să fii un om curajos înaintea lui Dumnezeu, fii un om care să fie gata nu să meargă cu mulțimea, ci să fie gata să meargă cu Dumnezeu. Amin. Să stea în spărtură. Să stea în spărtură când alții iau la fugă. Doi, un alt curaj, dragii mei, pe care Biblia laclamă, pe care Biblia l -l răsplătește pe care Biblia îl scoate în evidență, este curajul de a vorbi când alții tac. Curajul de a vorbi când alții tac. Și spunea Pavel în Efeseniul 6,19, rugați-vă și pentru mine ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscută cu îndrăsneală taina Evangheliei. Dragii mei, e un curaj uh, formidabil pe care noi ca slujitori va trebui într-un mod special să-l avem în anii care vin. Pentru că nu suntem departe de vremea când ne vor șterge toate predicile de pe internet. Nu suntem departe de vremea când ni se vor confisca Bibliile și primii vom fi noi. Dar nu o să scăpați nici de noastră. Și va trebui de astăzi să te poziționezi și să înțelegi și să faci un lucru. Ce o să fac? O să tac în vremea aceea. Când mă întreabă, ești pocăit? Tac din gură. Sau o să fie omul care se poți să vorbești, să susții standardul Evangheliei Iisus, indiferent cât de va costa lucrul ăsta. Era John Bunyan în închisoare și nu știu câți dintre dumneavoastră a citit. E a doua carte după Biblie ca și vânzări în lume și ca citire în lume, se numește Călătoria creștinului sau întâmplările pelerinului în călătoria sa. Vă recomand din toată inima să o citiți. Autorul acestei cărți, John Bunyan, a fost băgat în închisoare pentru că vestea Evanghelia. Și acolo în închisoare, într-o zi, o venit la el o delegație din partea împăratului și a spus, John, împăratul vrea să te grațieze. Are o singură condiție, poți să mergi la biserică, stai la balcon, când la cor, faci ce vrei. O singură cerință are împăratul și îți dă drumul. Nu mai predica, nu mai vorbi despre Dumnezeu. Și o zis John Bunyan, plin de curaj, plin de o teamă sfântă, decât liber și cu gura închisă, mai bine aici în pușcărie și cu gura deschisă. După ce au spus cuvintele acestea, au primit 12 ani de închisoare. În cei 12 ani, Dumnezeu îi revelează cartea despre care vă spuneam. Doamne, mai ridică astfel de oameni. Mă gândesc, dragii mei, la Ioan Botezătorul, omul acesta care spune Biblia despre el că nu îmbla cu armani. N-avea ca și noi o glindă, ce, avem noi acasă, parfum și alte lucruri. Avea o haină din păr de cămilă și mânca miere sălbatică și lăcuste. N-avea steak. Nu? Sată de Bf sau cine știe ce alte mâncăruri. Nu. Lăcustă și mere sălbatică. Voi credeți că la Erod mâncau ăștia lăcustă și mere sălbatică la masă? Eu nu cred asta. Și într-o zi, dragii mei, spune Biblia că lui Irod îi plăcea foarte mult cum predică Ioan. Așa spune Biblia, nu spun eu asta. Îi plăcea cum predică Ioan. Îi dădea like la fiecare predică. Cum urca un pe YouTube, îmi a like. Zice. Primul comentariu era de la Irod. Extraordinar, zice. Bă, le-ai spus-o la ăștia în seara asta într-un mod... Mă, îmi place de tine, zice. Și de ce îl plăcea la Ierod cum predică Ioan? Că Ioan predica la evrei. Și Ierod nu era evreu. Și zicea, mă, dacă, bă, un om ca și ăsta, într-adevăr, e, e, de mare folos. Și într-o zi o zis Ioan, Erod, am o predică pentru tine. pentru mine, zice. Pentru, dar ce, 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 titlu are? N-am nici puncte, nimic. O singură propoziție. Nu zi este îngăduit să trăiești cu cum ta. Dar Dragii mei, vreau să vă întreb astăzi, Au fost Ioan un om curajos? Putea să zic că, uh, uh, că Ioan așa, Irod, te-am văzut la Mol cu aia. Rămâne numai între noi. Dar auzi, uh, un costum pentru mine ceva? Nimic? Auzi, când bălă cu ustă, deja nu mai pot, deci nu mai un și un tiramisu? Nu puteți să zic că, dragii mei, Irod asta, Ioan asta. Dar Ioan nu știut, Ioan nu știut, dacă trec de partea lui Irod, mă despart de Dumnezeu. Indiferent, știți ce au zis într-o zi femeia aceea stricată. Ucideți-l. Și de ce eu tăiat capul la Irod? Că l-avea pe umeri. La Ioan. Că l-avea pe umeri. Că a fost un om integru. Și ăștia când cântau ăștia la mulți ani acolo, sau ce cântau ei, Ioan era în cer. Un martir al lui Dumnezeu. Un om curajos. Când alții, cred, cred că mulți preoți l-au văzut pe Irod ce-au făcut. Nu au zis unul nimic. Ioan a vorbit. Când alții au tăcut, Ioan a vorbit. Așa e că ți greu și ia la școală și la facultate uneori. Să vorbești. Când te întreabă dacă ești pocăit sau pocăit, așa e că ți greu să spui ceva. Ia colegi că înjură lângă tine și știi că dacă le spui să nu mai înjure, data viitoare nu mai ești în cercul lor. Și contează mult să fii în cercul lor, nu? Să ai prieteni lângă tine. Dragii mei, în fapte patru cu 3 și spune, Iblia, când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și la lui Ioan, s-au mirat. Pentru că știau că erau oameni necărturari și de rând și au priceput că fuseseră cu Isus. N-ați pățit niciodată în viață, eu am pățit. Când am fost vorbit de rău și prietenul -al meu era în cercul același și nu zis nimic. Nu zis nici, dar nici nu. Știți, nici să nu piardă să-l contrazic pe ăla care vorbea ceva greșit de mine și neadevărat, dar cumva așa să se la două capete. N-ai pățit lucrul ăsta, prieten de al tău să fie vorbit de rău pe nedrept și tu să taci. Știți am observat, dragii mei? Că noi tăcem când ar trebui să vorbim și vorbim când ar trebui să tăcem. Când ar trebui să tăcem, atunci, atunci ne, ne scăpăm și vorbim. Dar când ar trebui să taci, când ar trebui să vorbești, da? mă rog, Domnul, să-ți dea curaj să poți să vorbești. Și cuvintele tale, dragul meu, să fie cuvinte care să ridice, cuvintele tale să fie cuvinte care să schimbe, să lasă un semn de întrebare în inima celor care te ascultă. Băi, omul ăsta, omul cu Isus. omul ăsta din Betel, din Dumbraven, de unde? De la văd de unde e? Asta e un tânăr deosebit, mai uite-te cum vorbeaște. În 1945, când comuniștii au preluat puterea în România, față mai bătrâni, pot să-și aduc aminte, s-a făcut un congres care a fost prezidat de Petru Groza. Și la acel congres au, pre... au participat mulți păstori și foarte mulți preoți. Comuniștii au știut dacă influențăm liderii, vom acapara masele de oameni prin ei. Și s-au ridicat unul după altul, lideri comuniști, preoți și alții. Și au vorbit pentru comunism, și au vorbit pentru marxism. Știți cine era în sală? Sabina Vurban și Richard Vurban. Și la un moment dat Sabina se uită la Richard și îi spune, Richard, scoală-te în picioare și șterge scuipatul de pe obrazul lui Isus. Și Vurban, mirat de ce cere soția să facă, îi spune, dacă eu mă scol în picioare, Vă parafrazez și o spus el, Dacă eu mă scol în picioare, tu nu o să mai ai soț ani de zile. Deci ce spune Sabina? Decât un laș lângă mine, mai bine un curajos în închisoare. S-a ridicat muntele de om, Vurban, un om înalt. Toți se uitau cu mirare. Bă, dacă și ăsta spune acum pentru comuniști, atunci e clar. O vorbit vorban împotriva, eu ți-aș și microfonul la un moment dat, o vorbit împotriva comunismului, împotriva marxismului, și au vorbit pentru Dumnezeu. Au trecut trei ani de la întâlnirea aceea și când mergea spre biserica lui din București, după trei ani, o mașină s-a oprit în dreptul lui, i-a pus mâna la gură și l-a băgat în mașină. 14 ani de închisoare. Am o întrebare. Ați mai auzit careva de cineva din aia care au vorbit pentru comunism? Da, din aia care au lăudat marxismul, -a auzit despre, mai, ați mai auzit despre ei? Eu nu. Dar astăzi vorba îmi rămâne pentru noi ca și o mărturie. Că atunci când alții tăceau, el a vorbit. Dragii mei, mă rog Domnul să ne dea curajul ăsta și nouă. Mă duc mai departe, Trei curajul de a trăi în sfințenie când alții trăiesc în păcat. Curajul de a trăi în sfințenie când alții trăiesc în păcat. Îi face o ofertă foarte tentantă soția lui Potifar, lui Iosif. Și le -o spune în Genesa 39 cu 8, și sunt aici copii în sală, și sunt tineri în sală, și poate vi se pare așa de de cei cu exemplu ăsta deplasat. Unii dintre voi, ca părinți, nu știți și n-ați văzut ce au văzut copiii voștri. Credeți-mă, că știu ce vorbesc. După mărturisiri multe, nu așa multe ca fată de sau ca alții cu experiență de aici, pot să vă spun că au văzut multe. Și știu multe. Și au nevoie în seara asta să ia decizia de a trăi diferit, de a trăi sfânt. Și mă rog, ca ei să o facă astăzi. Și au venit o ofertă tentantă. Tentantă. Și era numai Iosif cu ea acolo. Și ea s-a uitat într-o parte, în alta, totul era pregătit. O încuiat, cred că uși tot. Dar Iosif se uita în sus. Dar ce, unde te uiți acolo, zice? Și auzi ce spune el. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Dragii mei, pentru că Iosif a decis în ziua aceea să fugă de păcat, o primit Spun rabinii evrei, nu știm în Biblie, nu știm, rabinii evrei spun că o primit între 10 și 12 ani de închisoare. Vi se pare drept Dumnezeu nostru? Uneori. Adică fugi de păcat și stai în celulă cu ăla care vin de cannabis și marijuana. Fugi de păcat și stai în celulă cu ăla care își bate nevasta. Fugi de păcat și stai în celulă cu oamenii care sunt chiar dezastru. Și spui, unde e Dumnezeu? Am o veste bună să vă dau. Spune Biblia că acolo în închisoare Dumnezeu era cu el. Nu-i poate spune temnicerul la Dumnezeu stai afară și lasă-l pe Sfântul tău singur aici. Nu, Dumnezeu intră și el. Mă gândesc, dragii mei, că nu a fost ușor. Nu a fost ușor. Dar școala aia închisorii l-a pregătit pe Iosif pentru întâlnirea cu frații. L-a pregătit. Dacă îl făcea Dumnezeu prim-ministru pe Iosif, direct de la Potifar, fără să dragă pe la închisoare, știi ce spunea Iosif către frații lui? Când o să văd haina, o să vedeți și voi greu. Știți ce a făcut Iosif cu frații lui când s au întâlnit? Spune Biblia că toată casa lui Faraonă a auzit cum s-au împăcat ăștia. Ăsta e un plâns bun în Biblie și în Dumbrăveni. Plânsul împăcării. Amen. Spunea un frate, într o fată într-o biserică, l-am întrebat, mă, cum merge biserica asta așa bine la voi? L-am întrebat recent, că ultima dată când am fost la voi, o mers foarte greu. Ce predicator ați avut, ce proroși, ce ser, ce invitați, ce trupe. Și de zis, Cristi, într-o zi, m-am ridicat în picioare și am zis bisericii un lucru și am spus așa, în timpul unei cântări, toți cei care aveți ceva unul cu altul și nu v-ați împăcat, mereți unul la altul și cereți-vă iertare. O zis, cel puțin 10 familii s-au împăcat în timpul acelei cântări. De atunci, biserica noastră clocotește. Dragii mei, poate e nevoie astăzi să faci un... Să, ai curaj, nu? E mare curaj ăsta. Mare curaj. Știți, am observat că de obicei la care nu-i devine și cere primul iertare. Asta am observat. Că la care e vinovat zice, eu, eu nu mă omilesc. Să vină el, că e cina duminică, trebuie să vină el. Nu știu care o să vină primul în seara asta. Dar vreau să spun că Dumnezeu răsfătește curajul acestui om care e gata să-și ceară iertare, să se împace, să se sfințească. Mă gândesc la Daniel, s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul. O zis Daniel, când alții trăiesc în păcat, eu mă hotărăsc să trăiesc în sfințenie. Dragii mei, n-avea treabă mai întâi cu vinul. Nu a fost problema principală. N-avea treabă mai întâi cu carnea uh, problemă Daniel. Daniel avea alte probleme mai, mai, mare decât asta. Și asta era una, dar mai mare. O zis, eu, dacă stau cu ăștia la masă, trebuie să râd la bancurile lor. Și duminică trebuie să predic. Cum o să predic? Mie noapte îmi dă Dumnezeu vise. Și ziua vorbesc despre ce vorbesc? Despre ce vorbesc ei, la cărmezele lor, nu? La banchetele lor. Și au zis, Daniel, eu vreau să mă pun deoparte, indiferent când mă costă. Știi ce spune următorul verset? Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bună bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători. Fă-ți partea ta, Trăiește în sfințenie și Dumnezeu vine și își face partea Lui. Și îți dă biruință, și îți dă trecere. Și e cu tine. Nu e ușor, dragii mei, de așa tineri, iubiți copiii care sunteți aici. Nu a fost ușor când eram eu la școală. În 2005 am terminat liceul și nu era ușor. Știți ce mi-a scris unul din, din, din colegii mei pe acel album? Nu mai știu cum se numește albumul ăla de final, unde fiecare scrie câte ceva. Știți ce mi-a scris? Cu drac și m-a spus numele Lui. Numai că să mă mai lovească, după ce patru ani m lovești lovit și m tocat toată, toată în continuu, o zis, bă, cum să mai lovesc încă o dată? Știți ce m-a scris diriginta? Care a fost matură. Nu a fost ca și ei. O zis, Cristi, și așa cum am pagina scrisă de ea. Cristi, m-am uitat la tine patru ani și tu ai un drum diferit de colegii tăi. O zis, eu nu-ți pocăi de ca și tine. Dar du-te pe drumul ăsta, că ăsta e drumul cel bun. Poate ți -e greu astăzi. Dar vreau să spun că Dumnezeu e cu tine. Îmi spunea o fată de clasa 5-a de la un liceu creștin, subliniez, creștin din România. Nu vă dau nume și nu vă spun nimic mai mult. Detalii despre loc și altceva. O zis, frate Cristi, toți colegii mei de clasa 5-a au imoralitate pe telefon. Toți. Liceu creștin. O zis, știi ce greu mi -i? Și am zis, cum reziști? Și au zis, Cristi, în clasa patra, deși părinții nu mă dau voie la stăruință, deși părinții au zis că sunt prea mică, în clasa 4, -a, am zis, Doamne, dăm Duhul Sfânt, că nu mai pot. E prea mare lupta. Mă depășesc ispitele astea. Și într-o seară am început să vorbesc în alte limbi și să cânt în alte limbi. Și pot totul în Hristos care mă întărește o fată de clasa 5 a poate sta în mărturie lângă oameni de zeci de ani care poate au auzit predici, dar nu au făcut pasul ăsta. Te cheamă Dumnezeu astăzi să faci o alegere, să te zici, Doamne, mă duc cu tine sau mă duc cu lumea? Spune Biblia de aceea, Matei 10 cu 32, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor. Îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri, dragii mei. Am citit de zeci de ore acolo unde spune Biblia, mergeți de la mine că nu vă cunosc. Și am zis, Doamne, cum tu care ești omniștient, nu cunoști? Cum? Nu te contrazici singur. Și Duhul Sfânt mi-a spus în momentele acelea, fă legătura cu Matei 10 cu 32. Și am zis, ce legătură să fac, Doamne? Dar și mai ascultați-mă, ori de câte ori refuz un drog, o țigară, o minciună, un trafic de țigări, o motorină furată, o bârfă, Merge Iisus Hristos în fața Tatălui și pronunță numele tău. Și acum vreau să vă pun o întrebare simplă, logică, de copil. Dacă cineva din Parlamentul României merge la Domnul Președinte și spune numele lui Cristi Boreu azi, mâine, 20 de ani la rând, mă cunoaște Ioanis după aceea sau nu? O să zic, dar nu am auzit, nu știu cine ești. Dragii mei, vine o zi când Dumnezeu o să zică te cunosc, mă, că fiul tău m-a spus în fiecare zi despre tine. O spus că era un biruitor și erai o biruitoare. Vino rău bun și credincios. Mare lucru. Doamne, vrem să ajungem înaintea ta în așa fel. Dar pentru asta îți trebuie curaj. De ce Dumnezeu nu face invers oameni buni la cartea vieții? Să zică, scriu numele păcătoșilor în carte și las pe sfinții, nu-i scriu în carte. Că-i țin minte. Și de ce? Pentru că în Ieremia spune Biblia ceva interesant Că numele celor care ne socotesc cuvântul Domnului Și oamenilor care nu trăiesc după, Domn după voia Domnului Rămân scrise pe pământ Și numele celor care trăiesc cu Dumnezeu și care sunt sfinți Rămân scrise în ceruri Și vine o zi Și vine o zi când vei sta Și nu va conta dacă ai iPhone 12 sau 11 Nu va conta ce laptop ai, ce mașină conduci Dacă ai 4x4 4 sau nu Va conta un singur lucru dacă îți vei auzi numele sau nu. Și nu poți să dai 100 de euro, cum faci asta sau care cine face. Nu, nu poți să te auzi, dar știi că maica că mea era nu știu ce. Nu mai poți să faci asta. Dumnezeu scrie în cer numele oamenilor care trăiesc în sfințenie pentru că s-au pus de parte pentru Domnul. Doamne, mai dă-ne curajul ăsta. Patru, curajul de a rămâne în picioare când alții se apleacă. Mare curaj e și ăsta. Sau dumneavoastră aveți impresia, dragii mei, că numai trei tineri au fost din deci din toți ei luați din Babilon, numai trei au fost iudei, așa -i? Eu nu cred asta. Eu nu cred că împăratul Babilonului trimite uh, o armată de sute de mii de oameni sau de zeci de mii de oameni pentru trei tineri. Păi pentru aia mereau 20 de îmbrăcați bine și armați. Probabil că în mulțimea aceea, în Valea Dura, erau probabil mii de tineri. Și la care spunea poezie în templu, și ăla de -a școală dominicală, și ăla de acolo, și ăla care cânta, se pleacă și ăla, se pleacă și ăla și tu rămâi în picioare. Ați mai auzit ceva despre ea care s-a plecat? Eu n-am auzit. Dragii mei, merită să rămânem în picioare pentru Dumnezeu. Vă mai dau un exemplu tare frumos, tot aici, la curajul de a rămâne în picioare când alții se apleacă. Vă dau exemplul lui Ochebed și al lui Amram. Într-o zi, Faraon, împăratul Egiptului, a spus așa, doar de fete avem nevoie. Toți băieții să fie aruncați în Nil. Toți băieții să fie omorâți. Vestea aceasta a străpuns ca o suliță inima lui Okebet care deja avea burtică. Acum e simplu, meri, te uiți, îți spune dacă e ceva, băiat, fată, imediat, aparate performante. Atunci nu știai. 9 luni de zile de stres, în care eu chebet cu Amram vorbeau și spuneau, dacă e băiat, ce face? Și într-o zi când s-a născut, și-a dat seama că e băiat. Și-a zis, ce facem? Că nu erau biberoane ca și astăzi. Nu erau condițiile pe care le avem astăzi. Și-a zis, eu chebet și Amram, ne încredem în Domnul. Bunte te încrezi o lună, două, trei, dar după trei luni eu cresc cu plămânii la pruncul Ce-i faci? Ce-i ce pui, ce pui în gură? Se tacă din gură dată. Să nu mai strigi așa, că soldații trec pe lângă tine. Și într-o zi când vine în acasă, o găsește pe chebet cu niște nuiele în mâini. Auzi, dar ce faci de ce? Și-o zis, fac ce, ce pot. Fac ce pot cu ceea ce am, ce să fac? Fac un coșuleț. Știți ce spun istoricii? Cel mai populat lău râu, fluviu, din acea vreme, dragii mei, era Nilul cu crocodili. Cel mai populat râu de crocodili era Nilul. Și într-o zi s-o termina coșulețul. Cu inima strânsă de durere și de emoție, cu inima cât un puricei, o chebed, ia copilul acela și îl pune în coș. Și cred că o zis, e ultima dată când îl văd. Nu știu dacă, dacă știa, eu chebet cântarea aceea, mă încred în el, orice s-ar întâmpla. Pe drumul meu sau în viața mea, nu știu, nu știu ce-o cântat în ziua aceea. Nu știu cu câte lacrimi l-au dus până la marginea râului și l-au pus acolo. Ce curaj, oameni, ce curaj! O trecut câteva ore și vine fata acasă. Mami zice, te caută fata lui Faraon. Caută să alăptezi. Și o zis eu, extraordinar. Ce Dumnezeu mare! Ce extraordinar, zice. Spune istoria că evreii alăptau până la patru ani. Rare ori și până la cinci ani. Nu știu, știu că de, nu știu, două, trei ori pe zi, patru ori pe zi era chemată Iochebed să alăpteze copilul. Și în timp ce alăpta și îl legăna, avea 20 de minute timp la fiecare arătare să-i spună acestui copil tu nu ești egiptean. Bunicul tău nu-i faraon nici Ramses. Bunicul tău e Avram. Mă, să mă auzi? Și-a fost așa un an, și-a fost doi, și-a fost trei. Și într-o zi o zis fata lui faraon, mulțumesc frumos, nu mai e nevoie și au plecat. Și când a ieșit pe ușă, zic, zis, eu okay, e cred, că, cred că așa au zis, Doamne, acum chiar nu mai am ce să-i fac. O plecat la Cluj, pleacă la Timișoara, pleacă la Iași, mai poți să-i faci ceva, ce faci? Angajezi spion după el, ce mai poți să-i faci? Pleacă săgeata din arc, copilul tău pleacă într-o zi, ce mai poți să-i faci? Săgeata nu se modelează după ce pleacă din arc, ci înainte. Și-o plecat într-o zi, după, după vreo 3-6 de ani, aude că prima pagina ziarelor de energie, nu știu dacă erau ziar, dar vă spun în termenii noștri, un criminal între noi. Vine Arama acasă, eu ok, bet. vezi ce ai crescut, un criminal. Și inima de mamă se prăbușește. Mă, dar i-am spus că e vreau. Așa, așa, rezolvă el cu aștept. 40 de ani, mă duc repede, timpul zboară, mă duc. 40 de ani nu mai au de nimic. Spunea Mudi ceva ce m-a mișcat până la lacrimi. O zis Mudi, 40 de ani moi s crezut că e cineva. Următorii 40 de ani Dumnezeu i-a arătat că e un nimeni. Și de la 80 la 120 Dumnezeu îi arată, arată lumii întregi ce poate face cu un nimeni. Și vine într-o zi acasă de la servici, Iochebed, Amram, era un vârstă, păi dacă, avea, o, dacă 80 de ani avea în Moise, ăștia poate că aveau, cine știe, 100 și 100, cine nu știu. Din vorbă în vorbă se duce zvonul ăsta că la porțile Egiptului a apărut un om. Mă da, cui eu fi? Și din vorbă în vorbă se află că e Moise. Cred că în ziua aceea o exclamat Iochibed din toată puterea ei. Am ți-am spus că o meritat. Ai văzut? Puteam crește câini, pisici, Putea să facem ce -au făcut alții, avort, putea să îi aruncăm în el. s am spus totdeauna că Dumnezeu meu e mare. mare. Nu știu cum a fost ziua aceea îmbrățișării. Nu știu cum a fost momentul acela. Dar cred că Moise să a uitat și să zic mami și tati, vă mulțumesc că m-ați ținut în viață. Mare curaj ați avut. Mare curaj. Am să vă dau o veste bună. Noi nu suntem de aici. Și o chebet ochii lui, eu, chebed, o chebet, o sclipit de bucurie. Asta îi spuneam eu când era mic. Mami și tati, m-am întâlnit cu Dumnezeul lui Avram și Iacov și eu chebet nu m-a ridicat mâinile în sus. asta i-a spus, mă, când era mic. Și am găsit că îi vorbesc în în van, în veni, cum spune englezul. Degeaba. Ca așa cred multe mame. Te-am spus, nu mă bag, nu mă cupă telefon, să ziua. Nu nu mă știu dacă mai are rost să-i spun ceva au plecat pe țara promisă. Îți trebuie curaj să crești un Moise astăzi. Mă gândeam astăzi, venind de la o slujire, am avut o mamă și am o mamă, 13 ani tatăl meu nu a venit la biserică. 13 ani. <sus> Știți ce e greu să mergi la binecuvântare de copii cu mai mulți prunci de mână, unul în brațe și doi, trei de mână? și întrebe păstorul tata, el nu vine. Și nu era live, și nu era transmisie, și nu era YouTube, și nu era asta. Și mai când a 13 ani, a mers la biserică singură cu noi de mână. O spera că poate crește pe cineva care poate, poate prăvodă Evanghelia. Poate tu ca și mamă, poate, bă, zici, mai merită să mă lupt cu asta, mă? Mi-aduc aminte câte prostii făceam și eu când eram mic. Și zdrobeam inima părinților. Dar am avut părinți curajoși. Când am primit Duhul Sfânt în 2014, au zis tatăl meu, vin și eu cu voi. Aici e lui Dumnezeu. Aici e puterea lui Dumnezeu, vin și eu. Și de atunci am fiecare zi se roagă o oră pentru noi dimineața. O oră pe genunchi. Curajoși, nu? Umbla mai că mi-a în care intra apa ca să ne cumpere tenis noi când începea școala. Zece ani umbla cu cizme de asta. Curaj, nu? Închei. Okay. Cu curajul de a recunoaște că ești păcătos când alții spun că sunt buni. Îți trebuie curaj. Mare curaj. Am început cu tupeu și vreau să închei cu tupeu și cu curaj. Și să vă dau exemplu unui băiat tupeist din Biblie. Luca, capitolul 15. Spune Biblia, dragii mei, că Într-o zi, un tânăr a tatălui și a zis, tati, nu știu, am crezut că te ia covid ăsta, nu știu ce se întâmplă. Am tot sperat că pleci. Dar văd că nu mai pleci. Tot cu analize bune ești, la fiecare control tu toți scapi. Am uitat, am văzut că tăs s-a acolo zeci de mii de euro. Dăm mi partea de avere ce mi se cuvine. Spuneți-mi, e tupeu sau curaj ăsta? Tupeu. Într-o altă traducere exact ce vă spuneam eu, cam asta se înțelege, că băiatul nu vrea să mai aștepte până tata pleacă. Dăm, acum. M-am uitat și astăzi aici ca să nu greșesc, aici la Amvon. Spune Biblia că a luat totul. Totul. Auzi, o întreba pe servitor, mai am vreun șuret care nu l-am luat, un șlap, o cămașă? Și poate că ofițiu un un, 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 serv mai îndrăzneț. Auzi, dar când vin, noi e fain să ai un tricou acasă. Eu nu mai vin, mă, tu n-auzi? Tot. Eu în biserica asta nu mai vin. Să mă lase părinții ăștia cu pocăința și vecinii care tot îmi spun că e Nu mă interesează, mă. Pe mine ba nu mă interesează. și au luat și au plecat. Și mă duc repede și vă spun că atunci când nu mă scot și nu pui într-o pungă, se termină. Câte vreme au zis către, către prietenii lui, auzi, Comandați ce vreți că eu plătesc. De la 5 ajungi la 10, de la 10 la 5, la 20. Și într-o zi, când o băga, mă zice, nu, nu, mai este. Pătiți voi. O -a rămas singur. Singur o rămas. Și doar să mai că trebuie să muncească. Că ban gratis nu-i de nimeni. Nu știu dacă erau ziar atunci, dar au deschis, au uitat la anunțuri. Angajez lăcătuși mecanic, o sunat. N-am nevoie, zice. De tine n-am nevoie. Că vreau să spun asta ceva, dacă este acasă un tată și o mamă care plânge pentru tine, vine menghina lui Dumnezeu. Și nu-ți merge bine nimic. Și credeți să mă că știu zeci de cazuri din aștia. Cel mai recent metastază la 34 de ani. O fată care a zis, nu-mi trebuie biserică, vă fac de râs peste tot. Și acum a sunat metastază. Acum cred că, că mă pocăiesc. Ultimul anunț, știți care era? Angajez porcar. O zis fiul, nu sunt, nici dacă mor de foame, nu sună aici. Dragii mei, cel mai umilitor lucru pentru un evreu, știți care era? Să lucrezi la porci. Păi din start era izolat de toți, zici? Din start. Și-o zis, nu sun. Numai că foamea te face să suni. Și când din lui Dumnezeu acolo nu scapi, poți să fugi în Belgia, să te ascunzi, nu știu, de FBI, poți să te ascunzi de poliție, de rugăciunile unei mame și a unui tată. Nu te poți ascunde. și mers și spune Biblia că l angajat și voia mult să se sature cu roșcovele acelea. Nici ce de le nimeni. Acolo sufrând tupeul. Dumnezeu știe să schimbe tupeul în curaj și să frângă inima unui om. Și într-o zi, o zis, bă, omule, dar eu, eu pentru asta am fost făcut, să, să păzez la alții porcii. Când tatăl meu e fermier acasă, când tatăl meu are de toate acasă. Și în locul tupeului, în locul mândriei, apare zmerenia. Și întotdeauna când e zmerenie, e și har și și curaj. Și o simțit în, în inima lui un dor. Și o zis, auzi mă, e dor de tată. Bun, dar ce o să zică Robi? Că am luat toate hainele, nu mai am nimic, ce să am luat tot! Știți ce cred eu pe baza Bibliei că o făcut taică sau când o plecat? Că o știu că o luat tot. O trimis un rob și au zis, mergi și mie doi, 42, papuș 42 sau cât o fi purtat. Și au zis, robul, dar da, da, vine înapoi, zice. Vine înapoi. Dragii mei, cred că în fiecare dimineață taie că o mergea și punea mâna la ochi și se uita. Oare vine? Și spune Ioanid că printre livezele acelea venea umil un, un tinerel în zdremțe. Și tatăl său când era încă departe l-a văzut și i s-a făcut? Atunci când tu te pocăiești, ca un magnet atragi mila lui Dumnezeu. L-a îmbrățișat, l-a sărutat, dar știți și eu spus? Înainte să vii la masă la cină cu noi, la cina Domnului care avem în fiecare lună, să schimbi haină. Intră în casă. Și-o venit fiul la acasă și o zis, statii, N-am crezut. Cum? Dar auzi, nu-ți pare rău de bani. ăia? 40 de ani ai spus in inimii mele să bată și nu mă te-am blestemat am, blestema te -am Nu-ți pare rău? Lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile făcute? Doamne, dar am fost, am, -am făcut în lumea asta, dacă ar ști părinții, Doamne, fere, cât am făcut. Doamne. Chiar nu-mi nu, nu scoți ochii, nu, 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 nu mă dai în public astăzi. Nu, că dacă te dau câștigă diavolul, nu eu. Astăzi te chem. Nu te dor de tata în seara asta. Poate tu ești în oră. Anii care stau înainte își cer o decizie pentru anii aceia pentru, în seara aceasta. Nu mai mere că, bă, mă duc și eu stau la balcon pe telefon până trece programul. Nu, va trebui să iei o decizie. Alb sau negru. N-ai vrea să iei decizia asta în seara asta? Mă duc aminte, aveam 14 ani, ultimul rând m-am pus la balcon. Ultimul rând. Și când s-a făcut chemare, bă, dar ce o să zică ăștia, mă? Nu știu, nu știu cum a fost, dar vreau să vă spun că m-am trezit în față. Și de atunci, umblu cu el în fiecare zi. Și nu mi-a făcut niciodată rău. Nu a bine mi-a făcut. N-ai vrea să asta să faci tot schimbare? Nu vrea să arată să simți că Dumnezeu îți șterge păcatele. Să ia Dumnezeu pixul în mână și să se mai scrie și numele tău în carte. Aș vrea să ne ridicăm în picioare, dragii mei. Aș vrea, face eu să vin aici, să cântăm această cântare, mi-așa de două sus după tine. dacă este aici cineva care în această seară vrea să schimbe viața și vrea să ne rugăm pentru el, ai timp, trei strofe, corul, să fie aici în față. Repede, îți trebuie curaj să faci asta. Dar vreau să vă spun ce spune în Apocalipsa cel puțin de patru sau cinci ori. Curajoșii, biruitorii, vor sta pe scaunul de domnia lui Dumnezeu. Vor mânca din mana ascunsă, vor împărăți cu Domnul. Nu știu dacă ți-e dor de el. Mie mi-e dor. Nu știu dacă ți-o vorbit în seara asta. Nu știu dacă undeva în inima ta simți frică. S-au pocăit unii acum în perioada COVID-ului, oameni tineri de a noștri. mă vă sunau, de Cristi zice, mi frică, zice. Nu vreau să te pocăiești de frică astăzi. Vreau să te pocăiești. Pentru că Dumnezeu ți-o vorbi și te așteaptă.